Am făcut probă de sunet. Bună ziua, sunt Victor Chiron, da, da, da. Trăiască și-mi glorească ardealul Moldova, da, România. Este. Pentru amenajarea și organizarea parcărilor cu plată în Chișinău, cu condiția ca banii, indiferent de care este prețul acestor parcări, ca acești bani să meargă într-un fond municipal care să fie folosit pentru îmbunătățirea transportului public și a infrastructurii pietonale. Prețul trebuie să fie decis, probabil, în funcție de zonă. În zona centrală el trebuie să fie mai scump, în zonele mai puțin centrale trebuie să fie mai ieftin. Pentru rezidenții de cartier, parcările trebuie să fie gratuite. Pentru asta, deja suma exactă trebuie să fie decisă, probabil, în urma unor cercetări. Parcările subterane sau supraetajate, de obicei, sunt parcări private și asta, prețul pentru parcare îl stabilește agentul economic. Parcările din Chișinău este poate una dintre cele mai mari probleme, având în vedere faptul că în zorii anilor 90 am avut poate 150 de mașini în Chișinău, acum cred că avem aproape un milion. Străzi n-au apărut mai multe, parcări n-au apărut mai multe. Avem nevoie de tot felul de parcări care le poate da o municipalitate. Parcări din contul municipalității, parcări multietajate, parcări pe alte spații, parcări din contul trotuarilor, pe unde, acolo unde este nevoie și evident, în centrul Chișinăului și nu doar, parcări cu plată pentru a descuraja parcarea haotică și parcarea aiurea. Cât ar costa, evident, că acest lucru trebuie calculat în funcție de capacitatea oamenilor de a plăti și de necesitatea pe care o are municipalitatea în acest sens. Prima măsură concretă trebuie să fie lărgirea și curățarea albiei râului. A doua măsură trebuie să fie eliminarea tuturor surselor de scurgere neautorizate și ilegale. Pentru că acum mulți agenți economici pur și simplu își devarsă gunoaiele toxice în râu. Și a treia măsură trebuie să fie amenajarea și organizarea zonei verzi din preajma albiei râului, cu piste pentru biciclete, cu zone de odihnă, cu terenuri de joacă, cu terenuri de sport, astfel încât întreaga albie, întreaga zona râului Bâc se transforme într-un parc verde pentru orice. Atunci când eram ministru la mediu, am considerat că una dintre cele mai mari probleme ale Chișinăului este situația râului Bâc, de aceea am scris un proiect de 10 milioane de euro pe care l-am aplicat la Guvernul României, proiect care a fost câștigat pentru curățarea râului Bâc de la Strășani până la Ghidichici și după Ghidichici și tot lungimea Chișinăului până la stația de depurare. Proiectul este în vigoare, dar având în vedere că după mine au mai fost 5 miniștri care au dormit la Ministerul Mediului și după aia multiplele și la Chișinău au existat probleme, proiectul este murat. Acest proiect prevede foarte clar curățarea râului Bâc, salubrizarea și respectiv amenajarea râului Bâc. Aceasta ar ajuta foarte, foarte mult, inclusiv evacuarea apelor pluviale, dar și curățarea, dacă vreți, a râului Bâc, pentru că astăzi, având în vedere că este îmburuienit și având în vedere că nu s-a curățat de mult sau niciodată, există foarte multe țevi care vin haotic și aruncă apele reziduale în râul Bâc. Spuneți, vă rog frumos, în ultimii 3-4 ani de zile ați fost un oaspet predilect al casei, aș spune, pentru televiziunile lui Vladimir Plahotniuc. A fost întâmplător acest lucru? Eu întotdeauna am mers la toate televiziunile care m-au invitat să vorbesc despre oraș. Am fost și la televiziunile domnului Plahotniuc și la televiziunile domnului să zic, socialiștilor și la televiziunile oponenților lor. Am mers acolo unde am fost invitat să vorbesc despre problemele din oraș. Întrebarea ar fi cum apreciază domnul Valeriu Munteanu impactul activității echipei din care a fost parte până recent, echipei Partidului Liberal și a lui Dorin Chirtoacă, în timp de 10 ani de guvernare a acestui oraș și de ce abia acum domnul Valeriu Munteanu și-a dat seama că poate face mai bine lucrurile decât Dorin Chirtoacă. Vreau să-i amintesc domnului Chiron, dacă și dumneavoastră a făcut parte din Partidul Liberal și o vreme foarte delungată a fost în echipa acestui
partid. Fiecare răspunde pentru activitatea dumnealui. Eu întotdeauna am spus, și inclusiv în interiorul partidului, pentru chestiunile de natură politică, Dorin Chirotac s-a descurcat, inclusiv din funcția de primar general al municipiului Chișinău, dar din punct de vedere edilitar sau din punct de vedere gospodăresc, a lăsat întotdeauna loc de mai bine, să vedea cum s-a construit sau reconstruit bulevardul Ștefan cel Mare sau pietonală. Și toți colegii știu că eu am avut un cuvânt dispus în acest sens. Este adevărat. Încă o dată, cheltuielile, da? Da, eu știu că sunt scădere pentru că nu le pot cheltuiește. Fals. Fals. Nu mai sunt. Da, este adevărat, este o scăpare. Adevărat, probabil. Da, este adevărat. Foarte interesant format la voi.